Un om sărac trăia cu nevasta sa și cei 6 copii într-o căsuță foarte mică, cu o singură cameră. Spațiul era mic și se împiedecau mereu unul de celălalt. Omul nu a mai suportat această situație, care devenise absolut insuportabilă și disperată pentru ei. A vorbit cu soția sa și împreună s-au consultat cu privire la ce e de făcut. Soția l-a sfătuit să meargă să-i vorbească rabinului și el așa a și făcut. Omul sărac i-a spus rabinului cât de mizerabilă era situația la el acasă, cu soția și cei 6 copii, toți mâncând și trăind într-o singură cameră. Sărmanul om îi spuse rabinului: din această cauză strigăm și ne certăm unii cu ceilalți. Viața e foarte grea, sunt disperat și nu știu ce să mai fac. Rabinul s-a gândit foarte profund la problema acestui om amărât, apoi spuse: fă exact cum îți spun și lucrurile vor începe să fie mai bune pentru tine. Promiți? Promit, a spus omul sărac, punându-și toată speranța și amărăciunea în grija acestui rabin, cunoscut pentru înțelepciunea lui. Apoi, rabinul l-a întrebat: tu ai animale? Da, am, a spus bărbatul. Am o vacă, o capră și câțiva pui. Bine, spuse rabinul. Când te întorci acasă, ia-ți toate animalele în casă să locuiască cu tine. Bărbatul a rămas uimit să audă sfatul rabinului, dar a promis să facă precum îi sfătuise rabinul, așa că atunci când a ajuns acasă, și-a luat toate animalele să locuiască în casă cu el. A doua zi, bărbatul a fugit repede înapoi la rabin ca să-i spună: ce mi-ai făcut, rabinule? S-a plâns el. Este îngrozitor! Am făcut ceea ce mi-ai spus. Am luat toate animalele în casă, așa cum mi-ai spus. Și e îngrozitor, rabine! Ajută-mă! Rabinul a ascultat și a spus cu calm: acum, du-te acasă și scoate doar puii afară. Sărmanul bărbat a făcut așa cum i-a spus rabinul și s-a întors apoi a doua zi. Am scos pui, rabine, dar capra strică toată mobila și tot ce apare în cale, s-a plâns el. Bunul rabin îi spuse: du-te acasă și scoate capra și fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Sărmanul s-a dus acasă și a scos și capra, dar apoi s-a întors repede la rabin, milogindu-se și plângând: în ce coșmar m-ai băgat! Să trăiesc la mine în casă, rabine, cu vaca, e ca și când aș trăi într-un grajd. Nu se poate ca niște ființe umane să trăiască în acest hal. Rabinul i-a răspuns cu blândețe: dragul meu, ai dreptate. Domnul să te binecuvânteze. Merge acasă și scoate vaca din casa ta. Omul s-a dus repede acasă și a scos vaca din casă. A doua zi s-a întors într-un suflet la rabin. O, rabine, a spus el cu un zâmbet mare pe față, avem o viață minunată acum. Animalele au fost scoase din casă. Acum avem destul loc și ne înțelegem bine. Din acea zi, omul nostru și familia sa au fost mult mai recunoscători pentru ceea ce au deja și treptat lucrurile au început să meargă mult mai bine pentru toți. De atunci au fost mult mai mulțumiți cu ceea ce aveau deja, iar starea aceasta de mulțumire și optimism l-a ajutat pe omul nostru să-și găsească un loc mai bun de muncă și încet, încet să iasă din sărăcie și să își mulțumească familia. Dragi prieteni, fericirea nu este a avea ceea ce îți dorești, este a-ți dori ceea ce ai deja. Rabinul Haiman Schachtel. Cu speranța că v-a plăcut și această mică întâmplare, vă doresc o duminică binecuvântată și multă sănătate!
că e mai bună decât toate. La revedere!